vineri seara mă sună frățiorul meu și suspinând spune: m-am săturat de fake-area la impostorilor din acest oraș. Am nevoie de tine, hai să bem și noi ceva. Îmi iau bomborul de latex și pe terasa barului ne prefacem împingându-ne că ne luptăm pentru atenția aceleiași fete, care până la urmă cedează și ea și ia o sticlă de gin să bem împreună. Când sâmbătă seara, cum dormind, visam ceva, sună frățiorul meu și zice: că fără chine, uite, cântam ceva, zic. Dar imediat, după aia îmi iau bomberul ăla de college și ne vedem unde vrei tu, care mergem și e o grămadă de lume. Pentru câteva ore se ducem tot, e fair game safari. Fata de vineri, la un moment dat puțin tristă, împungând-o cu degetul în genunchiul ei trist, oferind o țigară, făcând roata poate, dacă e nevoie, împingând-o până la urmă în taxi spre casă și noi mergând spre celălalt club, muci, muci, muci. Venind și prietenul 3, găsind acolo pe terasă comunistul Basa și explicându-i care este adevăratul lui loc în această lume, găsind a 16-a spiță din Terror Art și explicându-i același lucru, băieții de la ușă rugându-ne să părăsim localul în lumina posomorâtă a dimineții, râzând pe drum, explicându-le din mers ce un protest atunci când, trecând pe lângă o instituție a statului, bat în ușă și zic: nu vă supărați. Stând cu soarele în ochi apoi pe terasa unui bloc, cântând alături de ce s-a pus muzică, încercând să nu clipesc cu soarele în ochi, mergând în alt apartament, povestind pe taxi, rămânând o clipă singur, sunând toată lista de contacte, vorbind îndelungat cu cei care răspund, adormind dintr-o dată ca împușcat cu tranquilizant într-un fair game safari, trezindu-mă râzând, cântând aia cu Wasteland. Cum râd, plin de urdori, cum am trezit, schimbând refrenul la Wasteland, cântând tărătura, tărăp, tărăp, tărătura, tărăp, tărăp, tărăp. Părăsind apartamentul și mergând înapoi spre oraș, prietenul 3 punând pe telefon Wasteland cum mergem prin cartier full blasting, îl sun pe frățiorul meu și cânt refrenul, cântă cu mine și oprindu-ne din tusea venită din râs, zice: hai să mâncăm o ciorbică. Prietenul 3 părăsește scena, dar eu merg mai departe și întâlnindu-mă înapoi în oraș cu frățiorul meu, cum vin spre el, țipând tărătura, tăp, tărăp, tărăp, tărătura, tăp, tărăp, tărăp. Văd că de fapt s-a super îmbrăcat și are cutia aia de vioară găsită la ghenă, în care e vioara aia cu o singură coardă găsită la ghenă. Și atunci, în timp ce cad pe jos de râs, îi zic: ce pana mea faci cu aia plină de Ebola? Mergând spre ciorbică, simțind că poate leșim, explicând despre scriitorul Grigore Alexandrescu, mor de droguri pe care și le injecta în labie, mâncând ciorbă, făcând poze cu vioara, mergând cum se lasă seara înapoi spre club cu vioara în brațe, apărând fotomodelele, salutându-le respectuos, venind la noi la masă, pentru că femeile mor de invidie când văd băieți râzând până la fomă singuri, înnebunesc de ciudă, invidie și curiozitate, mergând noaptea spre Luteran în sfârșit singur, râzând singur, într-o poezie mai lungă despre perfecțiune, așa cum o înțeleg eu, așteptând ce dracu să mai fie și astea.